Vom pleca, vom negocia, vom recalcula. Și o să pierdem și banii din PNRR. Asta e problema mare. Da. Marius Pașcan, cu toate astea, era simplu, că părea că ne-au spus și la jalonul din PNRR și la Banca Mondială. Trebuia doar să copieze de acolo și la asta se pricepeau, că au multe plagiate, și să rezolve problema asta cu pensiile speciale. În 5 ani, în 10 ani, nu știu, își făceau acolo un calcul. Dom'le, nici măcar asta, nici măcar cumulul pensie-salariu nu dispare. Dispare doar cumulul de pensii speciale, nu? Și cumulul pensie-salariu. Da, ceea ce este foarte grav și vădește absolut... Pur și simplu că nu le pasă celor de la guvernare de această țară. Deci sunt mai importante acele privilegii, acele privilegii nu numai pe pensii speciale, și la nivel salarial, din agenții, instituții ale statului, consilii de administrație, că în esență, dacă vă uitați, doamna Constantin, n-au făcut în anii ăștia niciun fel de reformă, în niciun domeniu, și nici nu au de gând. Acum, cu pensiile speciale, vă dați seama despre ce vorbim de atâta mare de vreme. Cu pensii speciale sunt vreo 10.000 de privilegiați în diverse instituții și pentru diverse profesii, 10.000 de oameni. Deci ceilalți, vreo 20 de milioane din această țară, stau într-o stare de prostrație și tot așteaptă, absolut supărați și necăjiți oamenii și nu mai înțeleg nimic și tot le văd aceste discuții și pe acest ministru Budăi care merge la Uniunea Europeană, cred că îl văd acum ca pe Petre Ispirescu, ceva de genul cu povești nemuritoare. În fiecare zi vine cu un alt narativ. Sigur că acum nu mai pot să zic că n-a înțeles bine sau că nu știe cum să aplice proiectul acesta, cum să-l promoveze, că a stat mai multe zile acolo și sigur a văzut că n-are loc de întors. Dar acum, văzând că nu se mai întâmplă rotativa, nu mai depune ceea ce i s-a cerut, cum au convenit la Uniunea Europeană proiectul în legislativ, ci așteaptă așa să mai curgă întâmplările, mai continuă greva asta, mai vine cea din sănătate, mai vine cea de la CFR, sunt tot felul de conflicte sociale și iată, încet, încet, o problema pensiilor speciale trece în fundal, trece pe un loc nesemnificativ, mai trece timpul, mai o vedea. Ceea ce este clar este că nu au de gând să modifice nimic. Eu cred că un prim semnal, dacă ar dori să facă într-adevăr, să promoveze această lege, să treacă pensiile, măcar în perspectivă, acestea speciale pe zona de contributivitate, ar da exemplu propriu al politicienilor. Adică ar anula acea indemnizație pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, indemnizația pentru limită de vârstă și ar fi un prim exemplu care le-ar permite politicienilor să stea la masă cu celelalte instituții, magistrați, curte de conturi, etc. și să le spună, fraților, noi am dat acest exemplu, haideți și voi și să stăm la aceeași masă. Asta ar fi o variantă, iar varianta 2, care ar fi credibilă, este ca domnul acesta turist de lux al României, Iohannis, pe principiul funcționalității, ceea ce presupune Constituția ce privește funcția sa de negociator și mediator între puterile statului, să invite toate celelalte instituții, implicit magistrații, legislativul, executivul, să stea la aceeași masă și să ajungă la o concluzie și la un... Păi Iohannis stă de vorbă cu profesorii. Cum să stea de vorbă cu ăștia la alții? Păi tocmai de asta vă spun că cine nu există de vorbă? Niciun interes. Iar legat de pensiile parlamentare...